Haideți să vă arăt cum gătiți ficatul de porc cu legume. O să începem cu ficatul de porc. Trebuie să-l țineți în bere cam 30 de minute. Între timp o să prăjim niște ceapă. După ce ceapa este prăjită, o scoatem într-o farfurie și punem din nou ulei în tigaie. Adăugăm ardeiul. Îl vom prăji și pe el 4-5 minute, după care îl vom scoate lângă ceapă. Ficatul de porc va trebui să-l strecurați de bere. În același ulei în care am prăjit ceapa și ardeiul, am adăugat ficatul. Îl vom prăji cam 4-5 minute. După care o să începem să adăugăm 400 de ml de bere. Am pus cam 30 de grame de unt. Puteți să puneți aproape de final și niște sare, piper. După ce berea este redusă, o să adăugăm și o linguriță de muștar Dijon. Mai gătim totul cam 10 minute la foc mediu. Apoi vom pune ardeiul cu ceapa și usturoiul. Amestecăm totul bine și mai lăsăm pe foc cam 5-6 minute. Spre final, dacă doriți, mai puteți pune niște usturoi, pătrunjel, piper dacă mai trebuie și, după cum vedeți, așa se prepară foarte ușor ficatul de porc. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să mă urmăriți. Vă mulțumesc!